Dragi europeni, haideți să vă spun eu ce girează domnul Iohannis aici, în România, chipurile pentru o mai bună comunicare a politicienilor cu cetățenii. Șase partide au primit 227 de milioane de lei în 2023 din banii cetățenilor și au cheltuit 252 de milioane. Iată, asta este împărțirea pe partide. Da? E ce au făcut pentru 2024? Au crescut subvenția la 314 milioane de lei. Așadar, aceste partide au dat jumătate din banii primiți din bugetul statului, adică 120 de milioane de lei. Cu această sumă a fost ucisă democrația. Cu această sumă s-a închis gura presei mainstream.